Bun găsit tuturor! Numele meu este Magdalena Irimia și astăzi, în cadrul emisiunii Dă mai departe din studioul Teranova TV București, vom aborda o temă dragă sufletului meu și anume călătoriile inițiatice. Vorbim atât de o călătorie în plan fizic, cât și de o călătorie în planul sufletului și îmi face mare plăcere și onoare să pot purta acest dialog cu Ehab Said, maestru sufi, egiptean, născut în Egipt și egiptolog, cu studii și competențe în acest domeniu. Ehab, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai onorat cu prezența în acest studio TV. Și eu îți mulțumesc pentru invitația, onoare din partea mea. Adică mulțumesc tare mult din suflet pentru acea invitație. Ehab a venit în România acum în anii 80-85, așa 85, cum ai menționat. Este clar că a fost atras de vibrația țării noastre și aș dori să încep discuția cu tine chiar pornind de la acest detaliu, pentru că nu e întâmplător atunci când alegem să facem călătorii în anumite părți ale lumii și mai ales când revenim acolo în concedii, da, suntem, fiecare avem preferințe, țări, destinații și le descoperim așa, cât mai autentic până la capăt. Mulți români aleg Egiptul ca destinație și ca destinație turistică doar de relaxare, mare, plajă, dar și ca destinație spirituală, să cerceteze sau măcar să vadă prima dată ce înseamnă o piramidă, ce înseamnă un templu, ce înseamnă un munte sfânt. Ehab, cum ai ajuns de pe toată harta lumii din Egipt în România? Care a fost vibrația care te-a adus la noi? Noi spunem că și țara noastră este o țară cu încărcătură spirituală bogată și cu locuri spirituale. Să absolut, fi fost acest absolut, cordon absolut energetic? Este posibil, este foarte mare posibilitate. Deci, pentru prima dată când am venit, într-adevăr, aveam 17 ani, acest lucru a fost în 85 și am venit ca să continui studiu aici. Studiile, mă refer aici la construcții și construcția, am avut o Temișoară. Însă e o poveste lungă în spate. Eu nici nu știam unde este România pe hartă, ca să ne înțelegem. Deci nu a fost dorința ta să ajungi? Nu știam unde este. Efectiv am terminat bacul și vreau să fac studii afară. Prima fază, căutam țările cunoscute, mă refer Anglia, Franța, nu știu, Italia, Spania, poate Germania. Păi nici de cum România, sub nicio formă, că nici nu știam. Unde este? Da, efectiv. Interesant e că acest lucru a fost în octombrie 85 și am început să caut să mă duc la ambasade ca să continui studii afară și m-am dus cu diplomele și toate ambasadele aveau ușa deja închisă, că deja anul școlar a fost început în urmă cu o lună. Deci în septembrie era început și eu m-am dus în octombrie ca o florăcică, așa, mă rog. Și singura țara care avea porțele deschise era ambasada României din Egipt. Îmi permit o glumă să zic că o fi fost întâmplător. Nu este nimic întâmplător, mai ales că atunci, pe vremea respectivă, practicam sufii foarte, foarte mult și totul a fost așa aranjat. Și, într-adevăr, când am venit în România, interesant e când, înainte să ajung cu o noapte, am văzut tot aeroportul, l-am visat efectiv, becurile, câte becuri sunt, știi că pe vremea respectivă era pe vremea lui Ceaușescu și se făcea economie de curent, electric și, inclusiv și la aeroport, culori de haină, costume de milițian, ca așa s-au numit atunci, inclusiv persoana pe care i-am dat pașaportul la control. Și când am ajuns aici în România pentru prima dată, am rămas, wow, da, păi tot asta s-a întâmplat înainte cu noapte. Deci am văzut absolut totul și atunci mi-am dat seama că nu este nimic întâmplător și este ceva legat aici de destin și că am ceva aici de făcut sau poate am ceva aici de primit sau de dat. Am zis, ok, am luat lucrul ca atare, după care, am mers lucruri normal, m-am dus la facultate și așa mai departe. Asta e legătura mea cu România, care
E o mică poveste, povestioară pe care chiar m-a impactat și atunci, pe vremea respectivă. Interesant este că după aproximativ 7 zile de stat aici în România, primele 7 zile, auzeam, mergeam pe stradă și auzeam în ureche. Efectiv, parcă îmi vorbea cineva că am de făcut 1, 2, 3. Păi aici, acum, Ceaușescu nu se pupă. Dar s-a întâmplat într-adevăr, dar cu mulți ani mai târziu. Cu mulți ani mai timpul târziu. A avut altă conotație. Da, știm că există diferența, mare diferența între timpul universal sau mai bine zis și mai corect zis din punctul meu de vedere, timpul divin și timpul liniar. Și este diferența foarte mare între cele două noțiuni de timp, e relativ oricum, dar s-a întâmplat, dar după foarte mulți ani, să încep să mai dau și eu din cunoașterea acumulată, poate că am mai și am acumulat între timp, am mai studiat egiptologia, am practicat ce înseamnă mitologia egipteană veche, ce sens am practicat. Mă refer aici la școala misterelor, așa este numită, dar de fapt denumirea corectă este școala adevărului. Și chiar de acolo am intrat în sufism, deci lucruri s-au cam legat una cu alta. Pentru tine. Da. Ai rămas neîntrerupt în România ca și viață, ca și destin sau a fost cu pauze, cu revenire? A fost cu o pauză timp de aproximativ 12 ani. După ce am terminat, am plecat și am dus în viața țara natală. Viața și-a urmat cursul. Da, și m-am întors după aceea, după 12 ani și de atunci am rămas în continuare. Adică din 2002 până acum am rămas, da, am plecat între timp, normal că am și făcut alte chestii. Mă refer aici la egiptologie, am și predat la Facultatea de Turism la noi, în Cairo, și mai ales partea de mitologie egipteană veche și istoria egipteană antică. Și am revenit din 2002 și din 2002 sunt aici, plec doar cu grupuri și mă întorc cu grupuri și grupurile aici sunt și cele turistice și mai puțin turistice, care de fapt dezvoltare personală și nu doar dezvoltare personală aici, e vorba de spiritualitate. Vorbim de acele excursii inițiatice pe care tu le organizezi prin agenția Lucky Sirius, că putem menționa, pe care le faci la locurile sacre din Egipt, cum ar Absolut. Fi Muntele Sinai, Marea Piramidă, Taba, Drumul Mătăsii. Mai adaugă tu, te rog. Deci, în Cairo e Marea Piramidă și mai sunt încă 115 piramide, care sunt destul de importante toate, dar normal că nu avem cum să le facem pe toate, că asta ar însemna să stăm acolo câteva luni bune ca să le terminăm pe toate, dar luăm cele mai importante și cea mai importantă e piramida lui Cheops sau piramida cea cunoscută sub piramida lui Cheops, după care mai mergem și la templul Isis, la Aswan și templul Horus și aici vorbim de foarte multe energii. Templul din Abu Simbel, iarăși o energie, templul Karnak de Luxor, sunt energii absolut total diferite și se simtă perfect acolo, inclusiv de când pui picior în Egipt până să pleci, deja se întâmplă foarte, foarte multe. Pentru că nimic în nu interior, este întâmplător. Nu este nimic deloc interior. Chiar dacă te duci ca un turist normal, se întâmplă ceva, se modifică ceva. Însă energiile de acolo sunt extrem de importante pentru a intra în autocunoaștere mult mai profundă. Trebuie să pronunț că Egiptul este pronunțată în Biblia și în Tora, Testamentul Vechi și Testamentul Nou, cel puțin 708 ori. Și acest lucru e singura țară care a fost pronunțată de atât de mult. Inclusiv. Și care a rămas cumva în aceeași formă și denumire până în prezent. Exact. În prezent, pentru că restul și-au mai schimbat granițele, au dispărut, s-au reconfigurat, așa dar este. Egiptul a rămas și în continuare rămâne. Și nu degeaba, și inclusiv și în Coran este pronunțată mai mult decât de 30 de ori, aproximativ între 30 și 35 de ori. Este singura țară din lume care a fost pronunțată în cărți sfinte, avramică, de religia avramică, mă refer aici, că de foarte multe ori. Și nu degeaba. Chiar că nu e degeaba.
Dacă îmi permiți, sunt multe alte chestii care sunt legate de Egipt aici. Dacă vorbim de Noia și Necara Atlantidei, că Atlantida, știm că a existat și a fost potopul care a fost cu Noia și atunci a plecat el cu arca lui de acolo cu aproximativ 160 de persoane sau 80 de perechi care l-au urmat. El a fost profet și a avut mesajul divin să-l transmită mai departe că există doar un singur creator. Nu există mai mulți zei sau zeități. Este exclus. Este unul și singur. Unicul creator. Nu există alți creatori. Iar zei și zeități, din punctul meu de vedere, este o putere pe care o dăm la anumite entități care o ridicăm la rang de zei și de zeități, cum s-a întâmplat și cu Samolze sau Samolxe aici în România. Deci, cum s-a întâmplat și în Egipt, s-a întâmplat și în India, s-a întâmplat și la șamani. Deci au ridicat foarte multe entități, poate fi entități de lumină, într-adevăr, însă i-au ridicat la rang de zei și zeități și asta este greșeala umană. Deci zeitatea este doar unul și unicul creator. Da. Indiferent ce nume îi dă fiecare pe... Indiferent de nume, apropo de nume, că vreau să pronunț în limba aramaică, se numește Allah. Ia poftim, în araba se numește Allah. E o asemănare, da. Da, da. Și în iudaică sau în ebraică, Eloha, deci e tot una. Asemănare, da. Deci e tot una, e doar pronunțare și doar dialectul și limba diferă. Dar Dumnezeu, God, Dieu, ce vrei tu, e același. Ne referim la un singur creator. Și acest lucru, când a fost necată toată Atlantida și potopul a fost și prima fază a fost Noe cu toți care erau pe arca lui, inclusiv și animalele și toate cele, s-au ancorat pentru prima dată pe muntele Judei din Irak și după aia în Turcia și apoi a ajuns în Egipt. Irak, Turcia, Egipt. Ok. Da. Și apoi a ajuns în Egipt și acolo a stabilit și de acolo a plecat foarte mult. În toată lumea, în lumea largă. Foarte multe cunoaștere, foarte multe mesaje divine, foarte, foarte, foarte multe. Și aici trebuie să aleg un pic de școala misterelor, deci de fapt e școala sufistă, dacă ne înțelegem mai corect. Urma și, să fac această precizare. Și, dar aici noi știm omul, întotdeauna vrea să mai adaugă și el ceva ca să fie bombos sau să fie ceva mai... Și a adăugat între cuvintele școala misterilor. Dar de fapt sunt niște valori extrem de adevărate și sunt extrem de corecte, preluate de la profeți pe care au fost pe parcursul anilor și au fost practicate de fapt în viața de zi cu zi, cu alte cuvinte, manifestarea divinului din tine, pur și simplu. Și în momentul când începi să manifesti, este o etapă care e etapa destul de înainte, trebuie să intri în înțelegerea, trebuie să conștientizarea și apoi să poți să practici ce înseamnă legile divine și apoi să practici. Și să le și trăiești. Și să le știi. Și să le, da, corect, înainte să le valorele știi. Valorele astea toate trebuie să fie foarte bine înțeleasă și apoi pe urmă le practici și atunci când le practici, tu începi ușor, ușor să manifesti divinul din tine. Că asta e scopul toate creației. Deci nu să ne luptăm, nu să ne omorim unul pe altul. Nu, este total exclus. Nu asta este schema divină care ne-a creat Dumnezeu ca să o trăim aici pe pământ. Nu. Să manifestăm divinul din noi, asta înseamnă, trebuie să cunosc ce înseamnă aspectele divinității, ca să știu din să mine. Le manifest. Da, da. Nu, și chiar ale divinității, justul, compasiunea, iubitorul, toate. Însă și în mine zace acea divinitate prin o particică care face parte din componenta umană care se numește sufletul. Și știu foarte bine aici că există mare confuzie între sufletul și spirit. Și spirit, da, da. Este mare confuzie, dar... Te rog să vii cu punctul de vedere astfel încât să lămurim diferența dintre suflet și spirit. Dar nu, da, ok. Lucruri sunt foarte clare, extrem de clare. Însă e chestia cum să înțelegi și cum să privești lucrurile. Ok?
Bun, ce înseamnă suflet? Logic vorbind. Nu vorbim altceva decât logic. Că să dai o definiție a sufletului este foarte greu. E foarte greu. E o parte de îndevinitate. E suflarea de vină în om. Că fără această suflare de vină, nu poți să miști, nu poți să te miști, nu poți să gândești, nu poți să ai viață. Primim sufletul la naștere în corp, așa, da? Atunci e suflarea divină, când corpul este divină. Însuflețit, că de aici și expresia, exact. Ești însuflețit. Bravo. Deci, particica sau o particulă de îndevinitate este în noi. Indiferent ce manifest eu aici în planul fizic, însă nu există om pe fața terei, pe fața acest mapamond, să nu aibă această particulă din divinitate în el, care se numește suflet. Altfel devine un robot. Robotul nu poate face atât cât face omul. Exact. Știm, exact. Diferența. Diferența este foarte mare, dar spiritul e total altceva. E total altceva. Și aici mă întorc la mitologia egipteană veche și nu vreau să zic mitologie înseamnă o religie. Nu are nicio legătură, dar mai mult înțelegerea perfectă a omului, inclusiv ca și corp fizic și ce înseamnă toate corpurile energetice pe care le conține omul. Însă vreau să rămân un pic la spirit. Spirit, dacă am spus că componenta umană este alcătuită din trei componente, sau omul alcătuit din trei componente este suflet, corp și spirit, sau corp, suflet și spirit, la fel și spiritul este alcătuit din trei componente. Sinele superior, sinele inferior și conștient, sau supraconștient, subconștient și conștient. Asta este. Da. Ok. Și spiritul, când a fost pentru prima dată creat. Ok, noi am înțeles că suntem la proces de reîncarnare, poate să fie corect, poate să nu fie corect. Mulți dintre noi au avut acces la alte vieți. Poate să fie corect, poate să nu fie. Acces însemnând amintiri, viziuni, flash-uri. Exact. Trăiri, simțiri într-un anumit loc, într-un anumit timp. Este posibilitate, este o foarte mare posibilitate, dar nu avem nimic scris negru pe alb care să ne confirmă 100%. Ca și regulă. Da. Că există reîncarnare. Nici Iisus n-a spus-o, nici Moise, nici Mohamed, nici Avram, nici nimeni n-a spus-o asta. Însă s-a dat de înțeles că există proces de reîncarnare. Perfect. Ok. Atunci eu trebuie să mă întorc la acest spirit. Când a fost încarnat sau creat pentru prima dată în univers, nu neapărat pe Terra. Când? Sunt foarte mulți spirite care sunt mult mai vechi decât vârsta Pământului și știm deja că există vârsta Universului și există vârsta Pământului, care se ridică la aproximativ, unii spun că sunt 13 miliarde 500, alții spun că sunt 15 miliarde 500 sau 15 miliarde, eu tind să spun că e 15 miliarde 500 de ani al Universului și Terra e cam 4 miliarde 500, maxim 5 miliarde. Deci, înainte de astea, de toate, tot ce înseamnă Terra, au fost create și alte creații. Logica așa ar spune. Nu ca logica. Asta e cu subiect ce predicat. Dacă gândim un pic la ce înseamnă înger și arhanghel. Sunt creații, dar de lumină, altă natură. Și au fost creat mult înainte. E clar că trebuie studiu și cunoaștere ca să poți aprofunda și să înțelegi aceste... Și nu doar arhanghel și înger, inclusiv și demon. Sunt mult înainte de Terra. Mult, mult, mult. Asta s-a dat în cărți sfinte toate și știm foarte bine că crearea, nu vreau să zic un univers, că sunt foarte multe universuri, dar universul nostru, hai, ca să nu ne extindem la alt univers, întâi să cunoaștem pe ce avem noi aici. Lumea în care trăim, ca să putem să înțelegem și așa ce este în jurul nostru. Așa este. Și atunci, în universul nostru, ca să mă limitez un pic, ni s-a dat clar că acei arhanghel, acei înger, a fost creat mult, mult, mult înainte de Terra. Înseamnă că în universul nostru au mai fost și alte vieți. Ok, poate au fost creați aici în univers unde putem să spunem, poate să fie
în ierarhia cererilor lor, tot face parte din acest univers. Și demonii sunt la fel. Și de aici vine spirite care au fost create, poate au avut și alte forme, nu neapărat în această dimensiune pe care o avem noi, sau această dimensiune care se numește 3D. Nu. Sunt alte legi divine în anumite, cum se spune aici, spații, în anumite sfere în care au un alt corp, au un alt aspect, nu neapărat să fie aspectul pe care îl avem noi aici. Și sunt spirite care sunt atât de vechi și vin cu cunoaștere, bagaj de cunoaștere extrem de mare, dar sunt mulți dintre ei care nu sunt conștienți și nu au acces la acel bagaj de cunoaștere. Dacă încă. Încă da, este un cuvânt foarte important. Dar ei știu la nivel foarte profund că ceea ce face că e bine și știe foarte bine că e bine, fără să aibă argument. Da, exact. Crezi că din aceste spirite trăiesc foarte multe absolut, în zilele noastre și printre absolut, noi, având în vedere contextul economic, politic, financiar prin care trece tot mapa mondul și tocmai că apar aceste semne de bine, da, semnale și da, semne. Da, da. Sunt spiritele care sunt și încarnate aici acum și chiar vin cu multe, multe cunoaștere și dau mai departe fără niciun fel de problemă. Însă vin cu un bagaj, poate să fie și bagaj karmic, poate să fie și bagaj de cunoaștere. Deci, da. E clar că și-au ales acest moment. De fapt, cu toții ne-am ales, cred că undeva într-un plan, să ne întâlnim și să trăim acest moment 2023. Absolut. Exact unde suntem la momentul potrivit. Îmi este clar, Ehab, că împărtășirea pe care ai făcut-o cu noi vine din vasta ta cunoaștere, din egiptologie, din studiile tale și mai ales din școala misterelor sau din școala sufi, oricare ar fi denumirea așa actuală. Însă, dacă îmi dai voia și îmi permiți să definesc sufismul, da, în foarte puține cuvinte, dar sunt foarte, foarte profunde, de fapt. Deci, a te contopi în această iubire divină, asta înseamnă sufismul. Să trăiești această iubire divină. Și dacă odată ai trăit-o, o să iubești absolut tot ce e pe fața terii, indiferent de specia ce e. Pentru umană, unii pot părea cuvinte mari, dar dacă ar fi să o traduci pentru un om obișnuit, un om simplu, un om normal, cu viață, știi cum e, fiecare, serviciu, casă, familie și alte activități. Ce înseamnă pentru un om obișnuit să trăiască iubirea divină? Okay. Un om care merge zilnic la serviciu. Că poate unii zic că pentru a trăi iubirea divină trebuie să mă rog, trebuie să meditez, trebuie să fac anumite excursii, să mă conectez, tot felul de expresii. Când, de fapt, a trăi iubirea divină, te rog, continuă tu. Bun. Deci, în primul rând, trebuie să mă întorc la cuvântul divin sau divinitate și să le înțeleg perfect ce înseamnă. Și să practic sau de fapt, nu neapărat practic, hai să manifest mai bine zis, divinitatea din mine. Dumnezeu sau Creatorul sau divinitatea, nu avem nevoie de o dovadă să spunem că există sau nu există. El există. El există și de-aia a venit și Iisus, de-aia a venit și Moise, de-aia au venit și toții. Și oricum, dacă te uiți la tine în oglindă, vezi că există divinitate. Cine a creat toate astea? Dacă te uiți în interiorul tău, dacă ești un medic și vezi toate sistemele astea complicate, cine a creat toate astea în acea perfecțiune? Deci există. Există, da. Ok, nu avem nevoie să găsim o dovadă că există un Dumnezeu. Pasul următor, să-L iubești. Să-L cunoști bine și să înțelegi că Dumnezeu niciodată nu-ți face nimic rău. Dar nimic rău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu îmi fac mie rău. Știm foarte bine din spiritualitate și energetic vorbesc. Aici, orice energie pe care o emiți se întoarce la tine. Tu sau eu, într-o perioadă în care sunt un pic supărat, un pic frustrat sau așa, suntem oameni. Avem suișuri și coborâșuri în viețile noastre. Totul este fluctuant. Ok. Important e să știi să te întorci cât mai repede posibil la starea ta cea mai bună.
Bun. Și să mă întorc aici, să manifest Divinul din mine, să înțeleg ce înseamnă compasiunea divină, să înțeleg ce înseamnă iubirea divină. Dumnezeu iubește pe absolut tot omul. Tot omul. Fie criminal, fie mai puțin criminal. Pentru că El tot a dat om... șansă, așa, a dat șansă la toți care sunt aici pe pământ. Iar noi alegem dacă să mergem spre dreapta sau spre stânga, spre lumină sau spre întuneric. Înțelegi? Adică liberul arbitru are un rol extrem de important din ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi și de aceea pronunț și spun, Dumnezeu nu-ți face nimic rău, tu sau eu îmi fac mie rău singur, orice energie pe care am emis-o se întoarce la mine. Care face parte, practic, din acele legi. Trebuie exact. Să înțelegi că sunt și niște legi fizice. Exact. Traduse altfel, ce dai, aia primești. Ce exact. Faci, aia ți se întoarce. Absolut, uh-huh. absolut. Da. Și totul are o logică. Și o logică devine și da, e mult de spus acolo. E mult, da. Foarte mult, da. Chiar. Și n-aș vrea să intrăm în subiectele astea, că durează mult. Și știu că avem timp foarte limitat. Și pur și simplu să practici acest sufismul sau această iubire divină, divină, cum am spus. Să vezi exact cum și a spus și Iisus Hristos. Deci să iubești pentru semene, aproapele tău. Aproapele tău și ceea ce iubești și pentru tine. Adică dacă faci ceva sau dacă oferi ceva, oferi cu tot sufletul și cu tot drag. Nu-ți place să fii jignit, nu jignești. Nu-ți place să fii, cum să spun aici, subestimat, să nu subestimezi pe nimeni. Uh-huh. Că suntem egali în fața lui Dumnezeu în anumită măsură. Depinde ce faci și cum faci. Un alt proverb românesc spune, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Exact. Asta este un fel de manifestare divinitatea din tine. Manifestarea divinitatea din tine, nu la colegul meu de muncă, nu mă duc să-i fac o capcană, nu să mă duc să-i fac, nu știu, ceva rău. Nu pentru asta suntem creați. Fiecare este foarte bine apus în locul lui și fiecare vine cu aportul. Deci stai liniștit. Deci nu ai cum să iei ce nu e al tău niciodată. Niciodată. Prin drept divin. Da. N-ai cum. Este atât putere. De simplu să ne manifestăm conform așa cum ne-a creat Creatorul în fiecare zi, practic. Este simplu de spus. Dar dacă devenim conștienți, cred că pași se pot face pe această aici, direcție. Aici e cheia. Să ieși din pilot automat și exact, să devii conștient. Exact, să fii foarte conștient, să înțelegi ce înseamnă schema divină și unde ajungem. Deci, uh-huh. ce facem? Viața asta, toată viața asta este... E nimica toată, e o fracțiune. E o clipită, spun mulți, în poezii și în cântece. Dacă ții minte la începutul emisiunii, eu ți-am spus că există diferență între timpul divin și timpul liniar. Liniar, da. Păi toată viața noastră și viețile noastre... Este liniară. Este liniară. Adică de aici până aici, liniar. Da. Și iar timpul divin e total altul. Deci cum există în toate cărțile sfinte, care s-a declarat clar și ne s-a dat. Adică n-a venit nimeni cu nicio invenție. O zi la divinitate este egal cu 1000 de ani de care numărăm noi. Asta e timpul divin. O zi este egală cu 1000 de ani de care numărăm noi. Adică, pentru Dumnezeu, Iisus Hristos a fost acum 2 zile pe pământ. Că a fost acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani. Ai okay. înțeles ce înseamnă acum viața extrem de scurtă? Ai înțeles ce care e schema divină? Unde mergem? Noi plecam de la început. Începutul este Dumnezeu. Și care e sfârșit? Tot e Dumnezeu. Tot Dumnezeu, pentru că da, este o logică. Păi da. Atunci, linia respectivă, dacă o înțelegi corect, tu trebuie să manifesti divinul din tine ca să pleci cu cât mai mult aur spiritual de aici, să poți să treci mai departe. Ihab, am făcut așa un 25 de minute de călătorie inițiatică mai mult pentru suflet. Revenim acum la călătoria inițiatică în planul fizic, ceea okay. ce ai spus tu, că ai făcut de atâtea ori cu grupuri de turiști absolut, în Egipt. Absolut, absolut. Unde, sau se poate spune, ai simțit un loc care are cea mai mare încărcătură poate energetică, care să scoată la iveală din tine senzații, trăiri, amintiri, pentru că, așa cum am spus la începutul emisiunii, nu este întâmplător atunci când alegi să faci excursii, să vizitezi anumite locuri de care te simți atras. Așa este.
Ce e interesant și ce am observat și ce am văzut, ce am trăit în același timp, toate acele trăirile pe care i-am trăit ca fiecare loc. Mă refer aici de Egipt, că eu sunt și egiptolog și știu ce înseamnă. Exact, prin această prismă te întreb, exact. Ca egiptean și egiptolog. Exact. Și maestru sufi, fiecare pentru că... Fiecare loc are o anumită energie. Și vibrație. Și vibrație. Păi și după ce când fac acele călătorii inițiate, ce le fac în anumită ordine. Foarte interesantă și care are o logică. Aceeași ordine de fiecare dată. Da. Poate să mai schimbă din când în când, dar de obicei eu păstrez aceeași ordine, că știu ce face în interior, în timpul călătoriei. În interiorul fiecăruia. Absolut. Și după ce te întorci chiar și lucrează în continuare acele energie. Întotdeauna încep întotdeauna cu piramidele și de obicei fac vizite private la piramidă. Adică ce înseamnă vizita privată? Înseamnă încriez toate piramide doar pentru grupul nostru să nu mai fie... alte energii decât energia grupului și să simtă altfel energia locului când intră sute de oameni într-o piramidă și o cameră, până la urmă 10 metri ori 8 metri, deci e foarte greu. Uh-huh. E greu să simți ceva. Poate să simți, dar e foarte greu, că e un amestec energetic foarte multe. Însă când mă duc și fac acea închiriere în privat, doar grupul nostru intră. Intrăm în camera sacra, în camera de inițieri și în camera unde e sarcofagul lui Cheops. Și sunt două camere, una jos, numită camera reginei, dar cea sus, asta e și una și alte sunt importante sau este importantă. După care plec de la piramide după inițiere. Doar aici să fac o mică paranteză. Ai studiat egiptologia, da. Ai cunoașterea în acest domeniu așa cum trebuie. Cât de vechi sunt piramidele? Pentru că există multe variante. Da. Din ceea ce știi tu. Dacă ne luăm după net și după cărți de egiptologie, ca să ne înțelegem ce înseamnă, așa. E cam 4500 de ani, 5000 de ani. Dar de fapt e mult mai mult decât atât, se ridică la aproximativ 12.500-13.000 de ani vechime. Deci dacă ar fi să... Că te întrebam ca să fac un calcul. Dacă Iisus a fost acum 2000 de ani, piramidele deci sunt cu aproximativ 10.000 de ani înainte. Deci cam cu 12 zile divine. Da. Și am legat acest lucru istoric vorbind. Cu piramida și cu Atlantida, cu Noia, cu toate cele. Deci știi foarte bine că în Atlantida sau orașul necat erau piramide și piramide din cristal. Fiecare... Nu știu, doar am auzit bun. Și după ce s-a necat toate astea și a venit aceeași persoană care e Noia și a venit în Egipt și a venit cu acea cunoaștere de construcții și cu energetică în același timp, că fiecare profet vine cu multe daruri, cu anumite daruri, una dintre cele mai importante ale noi este cunoașterea ancestrală, deci și energetică foarte mult. Știe foarte mult și a dat mai departe, însă omul care a trăit pe vremea respectivă nu a apreciat acea cunoaștere și a fost folosită greșit, de aceea a intervenit justiția divină și a fost potopul. Ok. Bun. Am încheiat paranteza cu piramidele și cu vechimea. Dacă vrei să înțelegi și mai bine cum se numește, cum s-a numit Egiptul și cum o numim noi Egipt sau Egipt, de fapt noi o numim Misr. Cum anume? Misr. Așa. Misr. În limba maternă așa pronunțăm. Dar de unde vine și ce vine? De unde vine această denumire? Misr. Dacă ne uităm mult mai în spate, o să găsim că nepotul lui Noia s-a numit Misraim. Uh-huh. Și de acolo el a stabilit în Egipt, ce a rămas în Egipt, ce a adus cunoașterea tot de la noi și tot cunoașterea divină și toate cele, tot de acolo a venit. Deci prin descendență directă. Exact. Și atunci pot să spun cu siguranță că piramidele și Egiptul are o vechime mult mai mult decât 12.000 de ani.
Și mai mult. Bun. Am încheiat paranteza. Deci am prima vizită paranteza pe care o faci cu grupul inițiatic la piramide, este la piramide. Și da, facem anumite meditații în interior și, de fapt, o meditație pe sunet, mai mult, pronunțarea, anumită pronunțare în limba egipteană veche, o fac eu și cei care participă la acea meditație doar să repetă după mine și să creează o vibrație sonoră, o vibrație deosebită, aparte, cred. Aparte. Și, de fapt, aici nu vreau să zic că ne îndepărtăm de divinitate. Nu, nu, nu. E tot despre el vorbim. Nu despre altceva. Ca să ne înțelegem. Da. După aceea, s-a modificat foarte multe lucruri în interiorul omului. Multe, multe. Și am avut multe, multe cazuri care i-am văzut pe parcursul anilor ce s-a întâmplat. Însă, ar fi bine să nu vorbim despre ele, dar da, sunt lucruri private. Și mergem mai departe. Deci, după aceea, mă duc direct la Aswan. E aproximativ 1000 de kilometri și mă duc direct la templul Isis sau zeiță Isis, așa e numită, dar nu este nici o zeiță. Egipteane antici au fost monoteiști 100%, ca să ne înțelegem. Deci 100% monoteiști. Monoteiști, adică aveau o singură divinitate. O singură divinitate care este Dumnezeu. Cum ai făcut diferența? Nu erau zeițe, zeități, da, erau o singură... Erau entități sau aspecte la divinității, cum urmează, da, să-ți explic exact ce înseamnă fiecare energie, în parte că asta era întrebare, fiecare loc cu energia lui. După care mergem la templul lui Isis, care de fapt pentru noi care stăm în tema respectivă, este aspectul feminin divin. Și ce înseamnă aspectul feminin adevărat, divin, pur, curat. Okay. După care mergem, și asta e o energie, deja noi la piramide deja am accesat mintea divină. Acum mergem în aspectul divin, următorul pas. În aspectul feminin divin. Al treilea? După care din Aswan facem vizită la Abu Simbel. Și Abu Simbel acolo este foarte, foarte important, acest templu, cel puțin pentru mine și mulți oameni care știu ce înseamnă spiritualitate, că acolo este prezentat umbra. Nu există om fără umbră pe fața pământului. Nu există. Da, este. Dar depinde cât este de alchimizată în lumina această umbră, diferă de la unul la altul. Însă acolo te duci să te întâlnești față în față cu umbra ta anterioară. Ce conții? Asta, de fapt, e un fel de, poate fi un fel de șoc, ca să înțelegi. Că întotdeauna omul tinde să spună că eu nu conțin asta. Ba da, conții, că nu există. Creatorul a creat și lumină și întuneric. Sunt și ele două aspecte. Și absolut. Atunci, și omul, polaritatea, legea polarității. Exact. Și omul are și lumină și întuneric, dar depinde scopul nostru să alchimizăm tot ce înseamnă întuneric în lumină, ca să putem să plecăm de aici extrem de curat, că putem de curat. Cea de treia oprire este aici. Aici. Următoare. După care mergem la la Edfu sau templul Horus. Horus este de fapt aspectul masculin divin. După templul in Isis, și yang. Deci deja urmează Horus. Și yang. Și acolo, iarăși, e o altă energie, energia masculină și se simtă, energia feminină de la Isis se simtă. După care mergem la Karnak. Karnak este, pentru mine, este o ascensiune. Acolo atingi ascensiune. Uite, chiar poza aceasta, vezi, acolo sunt 7 chei. Uh-huh. Ok? 5 jos și 2 sus, care se numesc cheie vieții. Este în templul Osiris din Karnak. Karnak este un complex de temple care de fapt are 10 temple în interior. Unul dintre cele mai importante temple este templul Osiris, care vine și ne arată acești oameni egiptean vechi, să-mi spună, oameni buni. Uitați ce se putea... Totul este în mâna noastră. Mm-hmm. Cheile sunt aici. Tu accesezi cheia pe care o vrei tu. Există și o altă, asta e la Isis, există și o altă poză care arată 7 porți, care se referă la cele 7 ceruri.
cumva are legătură cu cele șapte ceacre? Dar aici se referă la șapte ceruri, fix șapte ceruri, șapte căi, fiecare cer, dacă vrei să-l accesezi, are o feiță. Are, okay. De ce? Fiecare cer are o anumită vibrație. Îngeri de la cerul 1 nu poate să treacă la cerul 2. De ce? Că vibrația este foarte, foarte mare pentru ei și să ard. De aia există gardian la fiecare cer. După ce terminăm Karnak, mai există și un alt templu tot în Karnak, că am spus că sunt 10 temple în interior, cu Sekhmet. Sekhmet, care este cunoscută pentru public ziiță războiului. Dar de fapt ei se refereau total la altceva, la războiul interior. Și atunci acel zbucium interior, când vrei la nivel de suflet, tu simți, de foarte multe ori, tu simți că o decizie când vrei să o iei tu, sufletul tău îți spune, ia decizia asta, dar mentalul îți spune nu, nu are logică. Cum spunem noi, intuiția îți spune, dar intuiția, tu nu urmezi intuiția, exact. Ci te duci pe minte. Și... Exact. Și de foarte multe ori, după un anumit timp, o să-ți dai seama dacă ai urmărit mintea și logică și pragmaticul. Nu, este foarte cerut și foarte important acest pragmatic sau pragmatism. Însă, de foarte multe ori, sufletul știe care e mai bine pentru tine. Asta e divinul din tine. Întotdeauna știe asta sufletul. Asta e divinul, da. Și dacă nu urmezi calea sufletului, te duci pe altă parte și după un anumit timp să spui, mamă, ce decizie am făcut? Total greșită. De ce nu mi-am urmat ce am simțit? Exact. Intuiția. Ce nu mi-am urmat sufletul? Este și expresie. Sufletul. Exact. Da, da. Și atunci, aici apare zbuciumul. Când în lupta mentală și lupta cu cea intuiție. Și de asta această oprire, Sekhmet. Că de aici am plecat, de asta ai ajuns la templul războiului, el zeiții războiului. Da, pentru acest zbucium interior. Zbucium interior. Asta limpezește lucrurile, înțelegi, când facem o meditație acolo, când înțelegem mult mai mult, înțelegem exact care sunt pași pe care trebuie să le fac eu aici în planul fizic, ca să pot să merg mai departe în verticalitate și pe calea corectă, atunci lucrurile devin mult mai clare. Astea sunt două temple în cintă templului Karnak, care sunt extrem de importante din punctul meu de vedere. Templele respective de obicei sunt închise cu lacăte, dar se deschid. Deci vorbim noi cu băiața acolo, deschideți-ne asta și știu deja și, na, ok, o rezolvăm treaba. Și după care mergem la Luxor, templul Luxor. Este un templu extrem de frumos și se vizitează noapte, deci și acolo îți explică clar ce înseamnă spirit. Deci ajungem acolo absolut, pentru alchimizarea... Absolut clar pe peretele ce înseamnă spirit. Te referi că sunt imagini, simboluri? La ce te referi că îți explică pe perete? Sunt imagini. Templele sunt la fel de vechi ca și piramidele? Bună întrebare! Adică, cumva, ceea ce se întâmpla în piramide se întâmpla în tot Egipt, acel Egipt antic, acum 12.000 de ani, sau poate au apărut mai înainte, ulterior, piramidelor? Ok. Conform egiptologia pe care o știm noi din cărți, piramidele sunt mai vechi. Ok? Dar ca să ajungi la piramide, trebuie să ai și un templu. Asta e logic. Înțelegi? Trebuie să înțelegi ce înseamnă conexiunea. Când ce înseamnă... practic în temple, exact. Te pregătești ca să te duci, exact. Pentru inițiere în piramide. Exact. Și, okay. Și dacă ne luăm așa după, cum să spun, aici, ancii dinastii de construcții, piramidele au început de la dinastia a treia să fie construită din Egipt. Dinastia a treia, conform ce avem noi în cărță, acum e cam 4700 de ani. Aici o completare. Temple că... sunt mai vechi. Asta că ai vorbit de dinastii și mi-a picat recent în mână o carte cu Akhenaton, faraonul. Da. Unde s-ar situa? Dinastia 18. Mai încoace, adică... Mai modern. Mai modern, încoace. Mai modern. Okay. Deci toată istoria egipteană veche este împărțită în 30 de dinastii. Ok? Însă au fost descoperite încă 3 dinastii și n-au știut să dau denumire decât dinastia 0, adică nu 1. 0, double 0 și triple 0, mai vechi.
Dar clar că au fost înainte, le-au descoperit pe aceste trei care... Logic că au fost înainte de dinastia 1. Și dacă stai și să faci cercetare, o să găsești și mai mult. Și mai mult, mult mai mult înainte. Și de aia se spune că adevărat este că și sunt foarte multe cercetări în acest aspect, că vechimea piramidei este mult mai mult decât ce se pronunță și decât ce se afișează. După templul lui Osiris, mai urmează și alte destinații sau aici se încheie călătoria? Ba da, să se duce la templul Luxor, să înțelegem... Scuze, că eram la Luxor, la Luxor eram. Înțelegem ce înseamnă componenta umană în totalitate și toate au relație sau o legătură cu autocunoaștere. După ce am ajuns acolo, mai avem o călătorie la Hathor. Hathor este mai departe de Luxor, cu aproximativ 160 de kilometri ca distanță, însă energia de acolo este acel echilibru între feminin și masculin, să te echilibrezi și să lucrezi conștient la această energie care zace în noi, femeia sau bărbat, avem și masculin și feminin. Și atunci ai nevoie să le echilibrezi. Mai există și o altă destinație care s-a considerat, a fost considerată pelerinajul cel mai puternic în Egiptul antic. Inclusiv faraon se duceau acolo măcar o dată pe an, dar asta nu prea îl includ în program, din păcate, și aș vrea să-l includ, dar asta înseamnă să stăm mult mai mult și totul s-a scumbit enorm, enorm. Și... e o altă destinație. După templul Hathor, mergem la templul Seti I, unde sunt de fapt cele 7 camere sacre, singurul templu care are 7 camere sacre. Fiecare templu are o singură cameră sacră. Și o cameră pentru marele preot și o cameră pentru mare preotaț. Însă acest templu, în mod special, este cu 7 camere sacre, să acumulez toate energiile. Inclusiv preoții egipteni vechi. Așa făceau. Făceau un tur. Dacă eu, de exemplu, să zicem că sunt un preot într-un anumit templu, nu este suficient să stau doar în templu respectiv. Mă duc și acumulez energie de acolo și acolo și acolo și acolo și au aproximativ timp o lună pe an pe care fac acele călătorii ca să armonizeze energiile interne în corpul fizic și să întorc după aceea la locul lor. Cât s-a mai păstrat în zilele noastre în Egipt din această spiritualitate antică? Se mai practică? A fost uitată? Este reînviată? Tocmai și prin acești turiști care au nevoie de ghidaj, merg acolo cu un scop, sunt oameni. Este un subiect tabu aici, deci există, da, școala misterelor există, dar nu primește pe oricine, ca să ne înțelegem. Important e că există. Și că există. Nu este închisă. Și nu mă refer la cea din Anglia sau din America, că sunt total departe de tot ce înseamnă. No, întrebarea mea a fost clar în Egipt. Autentică, cea autentică există, există în Egipt la un număr foarte strâns, adică și nu da voie la oricine să intre acolo. Mm-hmm. Deci, din păcate, și nici nu avem voie să vorbim mult despre, eventual, doar cunoașterea putem să o împărtășim, trebuie să știe omul de ce este alcătuit, care este scopul divinitate de această creație, ce căutăm noi aici, unde vrem să ajungem, chestiile pe care nu ai cum să le ascunzi, că asta este călătorie în viață. Am remarcat că ai spus că avem voie să le împărtășim, înseamnă că ai urmat ceva acolo. Da. Ehab, turul acesta de care ai vorbit atât de frumos, cu detalii profunde, care dacă stai să meditezi la ele, îți pot aduce conștientizări. În cât timp l-ai gândit să se întâmple? Ca și zile? Ca și zile, între 10 și 12 zile. Dar de obicei cam, da, cam pe acolo, cam 11 zile și cu tot cu avionul dus întors și... Este compact, este... Da, este foarte compact, dar să nu te gândești că te duci în excursie de distracție.
Nu e distracție. Eu nu m-am gândit când nu, am văzut. Nu, nu, că sunt foarte întrebări. Mulți care vin și... A, și rămân doar la nivel turistic, fotografii și... Nu. Vorbesc de lumea spirituală, dar este foarte obositor. Dar gândește-te, vine aici ca să muncești pentru tine. Nu vii aici să vizitezi niște temple și ai plecat să faci poze. Nu, nu. Este o muncă. E muncă interioară, extrem de profundă. Și dacă ai venit aici, fructifică. Faptul că ești în centrul acelei energii și poți să lucrezi mult mai ușor și să pronunți anumite mantre, să pronunți anumite meditații autentice, egipteane, vechi, adică nu inițieri de hai să te inițiezi la Isis, nu. Nu, e okay. Total altceva. Da, mi este clar că sunt diferențe și, din păcate, au apărut tot felul de interpretări. Sunt. Ehab, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Așa repede. Căci, așa cum ai precizat, suntem în timpul liniar. Da, așa este. Trebuie să fie respectat acesta. Da. Îți mulțumesc mult pentru prezență, îți mulțumesc că nu știu, ne-ai oferit o mică frântură din cunoașterea ta. Te rog... să lași un mesaj către telespectatorii noștri de, ce să zic, ai natură egipteană, dar aș dori un mesaj din punct de vedere al egiptologiei studiate, din Egiptul antic, pentru omul actual. Deci eu aș lăsa un mesaj pentru om, indiferent ce culoare, ce nația, ce este. Uite și chiar te rog să privești acolo în cameră. Deci omule, înțelegi că ești aici pentru un scop. Acel scop este tu. Tu ești cel mai important sau cea mai importantă persoană în viața ta. Asta nu înseamnă egoism. Noi venim singur și plecăm singur și cum a fost și începutul, va fi și sfârșitul și pregătește-te pentru acel sfârșit. Nu mai poartă ură. Nu mai poartă umbre, că nu te ajută. Asta pe tine te împiedică. Pur și simplu, pe tine te împiedică. Iubește-te pe tine. Arată iubire de sine. Respectă-ți acest sine pe care l-ai. Și pregătește-te pentru întâlnirea cu divinitate până la urmă. Că acolo ajungem, că el este sfârșit. Îți mulțumesc. O călătorie ușoară vă doresc. Ne dorim tuturor o călătorie cât mai ușoară. Iar atunci când avem însoțitorii potriviți, cred că înțelegem și sensul și scopul călătoriei noastre. Așa este, dar însă vreau să-ți spun ceva. Iartă-mă că este ultimul lucru pe care vreau ca să nu se termine așa. Nu există om pe fața pământului. Nu există. Cunoaștere fără cunoaștere. Cunoaștere la evială sau oare în interior și nu știe cum să o caută, să nu știe. Toți știm. Să nu știe. Toți știm. Însă, depinde ce alegem. Ehab, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și îmi renoiesc invitația de a avea o discuție viitoare. Cu mare drag, oricând, sunt aici. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc în avans pentru mesajele pe care le veți lăsa. Până la ediția următoare a emisiunii Dă mai departe, vă spun pe curând!